sufletelor noastre și pace lui de la Domnul să cere. Care a venit prin poruci, într-una sfântă, soborniciască și apostolică.
Și pe
Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ai milă de noi, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a primit pe El, Sfântul Cel mai presus de ceruri, și duhovnicescul Său jertfelnic, cât un miros de bună mireasă, duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul Său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Și nevoia, apără, mântuiește, minuiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Unitatea credinței și părtășirea Sfântului Duh, pe păieșire și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
foarte mult bine și ne bucurăm de această binecuvântare pe care o primim. Iar binecuvântarea este însuși Hristos, Cel care s-a întâlnit cu tânărul din aici și a trimis această frumoasă lucrare sfântă aceea de Antia și a tărui mamei lui. Vedem același lucru și în momentul de față, copiii sunt în brațele mamei, bineînțeles că sunt vii și vor trăi că au venit la Mănăstirea Cașin 120 de ani sau sunt în Mănăstirea Cașin, cel puțin. Dar vă rog foarte frumos să le spunem mamele numele lor, când îi împărtășim și să fie atenți la mânuțe ca să nu dăm peste lingurițe, da? Vă mulțumim foarte mult! Cool.
Amen.
cu multe feluri de roade, spre Sfântarea și la cunoscare pe cei trei tine și pe Daniel care erau în Babilon, fiind răniți cu multe semințe și cu multe desfătări. Însuși, stăpânele împărați și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din nerega acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintelor Cuvioase, Taisia și Pelagia, s-au pus înaintele de robii tăi, preotul Ioan, Vârtea Saudirea, Luca, Ștefan Simeon, Ilie, Elena, Călin, Petre, Tinca, Constantin, Petre, Mărioara și toți în oraș și parohiei acestea, încă spre pomenirea celor s-au săvârșit în dreaptă credință și împlinește bunele celor ce au înfrunțat acestași celor săvârșit pomenirea toate cele către mântuire și dorește dezvătarea de mănătățe tale cele veșnice pentru rugăciune prea curată stăpânii noastre Dumnezeu Scătoară și Curulă Fecioară Maria, ale Sfintelor Cuvioase, Taisia și Pelagia, care pomenirea lui săvârșim astăzi și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești cel ce plinitești, Sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, să-i slavă, Dumnezeu și Părintelui Tău, cel fără cel și prea Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, în veci, în astăzi, despre învierea fiului văduvei din Nain,
ne-a provocat într-un cuvânt de mulțumire. Dar cea mai mare mulțumire în Biserica Slavei lui Dumnezeu este însuși sensul cuvântului mulțumire. Evharistin, din limba greacă. Adică euharistia. Ne-am împărtășit mai întâi din cuvântul Evangheliei, astăzi cu toții. Apoi de lucrarea Duhului Sfânt. Și apoi într-un mod plenar din Sfintele Taine. Din trupul și sângele Mântuitorului. Și mulțumire mai mare ca aceasta nu putem avea. Dar într-adevăr, faptul că Sfânta Pelagia și Sfânta Taisia au avut grijă ca astăzi Părintele Protoiereu Ioan, prin pronia Divinității, să-și sărbătorească și ziua de naștere, este încă un motiv pentru a mulțumi. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile pe care Părintele le-a primit până la această vârstă și nu multe. Și pentru darurile pe care le jertfește zilnic în folosul tuturor. Și mă refer aici, de multe ori poate la familie, de multe ori poate la apropiați, care sunt în perspectiva apropiată a tablei de jertfă pentru ca Părintele să ardă pentru ceilalți. Dacă am fi să catalogăm motivele pentru care suntem împreună cu Părintele astăzi, în afară de motivul sublim al liturghiei și al întâlnirii cu Dumnezeu, este acela pentru că suntem prieteni. Toți de aici suntem prieteni cu Părintele și am beneficiat de prietenia frumoasă pe care Dânsul a pus-o într-un mod necondiționat către fiecare în parte. Și nu se putea poate mai bine un text evanghelic ca cel de astăzi, deși în primă aparență ar părea că este funest, învierea unui mort, copilul unei mame îndurerată. Dar vedem și perspectiva cealaltă. Faptul că Hristos Domnul îngăduie preotului, precum am dorit Sfinților Apostoli, să fie martor permanent la o minune. Aceea ca din naimul societății contemporane, de unde suntem izgoniți, prin patimi, prin neputințe, prin această operă a omului împotriva omului, Dumnezeu cu delicatețe și acolo unde se consemnează într-un mod autentic moartea, să pună viața în primul rând și să reintroducă în cetate prin valori, prin jertfă și prin muncă oamenii pierduți. Căci cetatea și lumea nu sunt altceva decât creația lui Dumnezeu. Și dacă ne raportăm la creația lui Dumnezeu, am putea spune că astăzi, în ziua a șaptea, ne odihnim. S-a uitat Dumnezeu în fiecare zi a creației și a văzut că sunt bune toate. Se uită Părintele în fiecare zi și observă că sunt bune, dar pot fi și mai bune. Și poate cea mai importantă caracteristică a vieții sale este acest buciu interior, în toate sensurile, care îl caracterizează. Și pe care fericitul Augustin l-a tradus cam așa. Neodihnit este sufletul meu, până când nu va avea liniște sau nu va găsi odihnă în Tine, Doamne. Și cu siguranță fiecare activitate, pe care mulți o cunosc mai nou, administrativă a Părintelui, prin prerogativa pe care a primit-o cu binecuvântarea rabului nostru, Părintele Arhiepiscop Ioachim, este una pe care caută să o împlinească cu acrivie. Dar noi știm, cei mai apropiați, că inima Părintele nu este dedicată doar administrației. Este dedicată slujirii, este dedicată oamenilor și este dedicată cuvântului milă. Lui Hristos i-a fost milă astăzi de o mamă și a săvârșit două minuni. I-a înviat copilul și i-a tămăduit inima. Părintele de multe ori se face milă și încearcă ca acest sentiment să nu-l lase doar la nivel senzorial, ci să-l pună în aplicabilitate. De 255 de ori se găsește acest cuvânt în Scriptură, dintre care mai bine de o treime în Noul Testament. Să faci milă, să ai milă, și Dumnezeu a avut milă pentru întreaga umanitate. De aceea preotul, sacerdotul, cel care este pus în fața oamenilor ca interfață vizuală față de Dumnezeu, trebuie să fie un om al milii. Și nu un sentiment în acesta al milei exterioare, ci al milei interioare. Să vibreze inima ta, să lăcrimeze sufletul tău atunci când cineva se află în necaz, în dureri și în neputință și să lăcrimeze că n-ai putut face tot ceea ce ține de tine, care poate să-i salve sufletul. De aceea Dumnezeul milostivirii a venit astăzi și prin mama Părintelui, și prin Doamna Brăuteasă, și prin toți prietenii care sunt aici, pentru că a avut milă că acest om, care și-a marcat încă epoca sa, că din timpul vieții, nu știu dacă într-un mod indelebil, cum îi place Părintele Arhiepiscop să spună,
dar cu siguranță destul de pregnant, să vină și să vă poată spune, precum Sfântul Apostol Pavel, bucurați-vă și iară zi, bucurați-vă. Și voi încheia acest modest cuvânt, tot prin cuvântul Sfântului Apostol Pavel, rălând o parte din ceea ce pericopa apostolică de astăzi a propovăduit, anume de la Corinteni, Epistola a doua către Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Și Domnul mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. De aceea, mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări, dar toate pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Într-un mult și binecuvântat ani, Părinte Protoierul Ioan, și cum a spune Părintele Arhiepiscop Ioachim, cu siguranță, el mai mult cu gândul la această zi decât noi, să rămâneți într-o dragoste a tuturor care vă iubesc. Amin. Cerenția voastră, preacucenici și părinți, împreună slujitori, părinților secretari, istinsă doamnă primar, domnule general, domnule președinte al cultului eroilor, iubiți credincioși și credincioase, aș putea să continui această invocația noastră pentru fiecare credincios în parte. Aș putea să spune, iubite frate Coșpe Ioan, iubite Ghiță Micu, care ești undeva înmormântat în cimitirul de aici, sau fiul lui Gilel, sau Neion Fânaru, și cred că dacă veți fi atenți, voi putea pomeni 3 ore fără să mă opresc, pentru că cunosc aproape toți credincioșii din Mănăstirea Cașa. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că este o bucurie pentru mine ca să fiu în fața dumneavoastră în această zi. Nu m-am așteptat ca la 49 de ani să fiu serbat în zi de duminică. De obicei fac slujba în așa fel încât să fie mai smerit undeva tot aici în biserică, dar cu mai puțin credincioși și mai discret. A vrut Dumnezeu ca astăzi să fie duminică și să dăm cezarului ceea cezarul și Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la mine, veți vedea că sunt emoționat, inclusiv prin emoția aceasta a transpirației. Și orice emoție transpiră, transmite o stare a sufletului. Nu vreau să adaug mai multe, pentru că cuvintele mele ar fi deprisos pe lângă cele care le-a spus Părintele Silviu, ca reprezentant al preoților de astăzi, slujitori, și mulțumesc tuturor care au slujit împreună cu noi. Vreau să mulțumesc înalt preasfinției sale, înalt preasfințitului Părintului nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-i spună Părintelui Arhidiacon de aici din față, delegat înalt preasfinției sale, că el văd este aici de față, dar mai durează 3-4 minute ca să facem policroniu, pentru că am un moment special pe care îl doresc și îl urmăresc de mult. Și momentul acesta vreau să-l fac împreună cu soția mea, și este vorba de doamna preoteasă Otilia Nuca, cărei mulțumesc din suflet, și vreau să-i ofer din partea mea acest buchet de flori și în aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Să-i mulțumesc pentru că mă rată, pentru că mă suportă și pentru că aș vrea în suflet să sărut toți eu. Și dacă Domnul Dastru este aici lângă mine, l-aș ruga foarte mult să mă ajute. Senior, iată buchetul mamei. Și vă rog foarte, foarte frumos din suflet să fiți atenți la un gest pe care vreau să-l fac aici în Mănăstirea Cașin. Și acest gest este cu lacrimi
și cu toată recunoștința sunt ceea ce sunt datorită mamei mele care m-a iubit, m-a crescut și mulțumesc și spun să rămân la mamă că ți-am greșit mult și să rămân la tată. Aș vrea din partea noastră, a mea și a soției, să ofer, pentru că este cifra 8, mamei mele și tatălui meu, care sunt foarte schioși, necunoscuți în Mănăstirea Cașin, și din partea mea și a Otiliei, acestor oameni formidabili care m-au învățat să iubesc săraci. Mamă, eu nu am putut să stau. Eu am fost foarte sărac. Dar un lucru spun. Dacă ai o pâine, să o parți cu toți. Și asta a făcut mamă, să știi. Și voi face mereu. Deși am avut probleme din cauza asta. Din partea mea și a Otiliei, îți oferim o floare în cifra 8, pentru că m-ai născut pe 8 octombrie. Vă mulțumesc amândurora pentru dragoste, pentru puterea care mi-ați dat-o și pentru emoțiile pe care mi le-ați creat astăzi la liturghie. Dacă sunt așa de emoționat, sunt datorită matale care ești ca o sfântă pentru mine. Îți mulțumesc! Tuturor vă mulțumesc din suflet și vă rog pe soția mea, asta este inima noastră, să spun că mai am un buchet de flori, am dat pe părintele să ne aducă și mai am o mamă care este paralizată aici sau bolnavă aici la noi și este mama Anișoara. Îi ofer acest buchet Otiliei ca să mergem la asta să-l oferim împreună. Tuturor vă mulțumim pentru dragoste și bineînțeles, poate vreți să mai adăugați alte cuvinte, eu nu știam că veniți astăzi. Eu această zi am făcut-o pentru mama mea, așa specială cu preoții. Și dacă vor părinții care sunt de față să mă înconjoare, să știți că majoritatea care sunteți aici, mama mea este mama care se roagă în liturghiile mele. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc în al Preasfințitului și vom asista și la cuvintele pe care dumneavoastră doriți poate să le spuneți cu ocazia Sfintei noastre zile, dar mai înainte l-a jucat pe Părintele Arhidiacon să spun acest policron care este atât de frumos închinat în al Preasfințitului. Vă mulțumim! La Preasfinție, Soare, la Preasfințitului Părintele nostru, Ioan Tim, dăriește-i Doamne rugime de zile, sănătate cu toate păstorire și păzește-i mulți ani. Mulți ani trăiască! Yeah.
porțile acestea foarte frumoase, o să vă dăm și Sfânta Anafură. Dar știți cum se întâmplă când toți sunt blocați, nu-i protocolul ca să-i strunească, știți? Nu s-o tăia tortul ăsta. Și mă uit la doamnele astea care acum trebuie să le împărțim. Nu știu cum o să, împărțim noi tortul, dar să știți că avem dragoste și bucurie să așteptăm ca să ne puteți ajuta să putem împărți și colacul și tortul și fiecare avem la ieșire câte o feliuță de tort. Tuturor vă mulțumim pentru dragoste, pentru bucurie, pentru împreună slujire. A vrut Dumnezeu să fim o zi de duminică aici și alte cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor! Să fiți sănătoși! Drag părinte, în calitatea de primar al comunei Mănăstirea Cașa, vin astăzi în fața enoriașilor noștri să vă aduc multe mulțumiri pentru munca dumneavoastră pe care ați depus-o pentru și comunitatea mănăstireană. Iar nu pot decât să vă urez la mulți ani sănătoși, alături de familia dumneavoastră frumoasă și de noi, comunitatea mănăstireană. Vă mulțumesc tuturor celor ce reprezentați administrația locală și celor ce sunteți de față. Și vă mulțumim foarte mult și nu se poate ca la zi de duminică să nu vorbească părintele Darbiloie pentru că e prietenul nostru. Dar dacă nu dorești, nu este nicio problemă. N-aș vrea ca să devin eu principalul subiect al zilei de astăzi, dar am venit doar atât să întâmplă părintelui că nu numai cei de la deală îl iubesc, îl iubesc și cei de la vale. În primul rând, familia mea iubește familia părintelui. Noi cu toți o iubim pe doamna preoteasă care, așa cum spunea părintele, îl ocrotește și are grijă de el. Iubim copiii, vă iubim, vă prețuim și Dumnezeu să vă păzească așa cum a avut grijă de voi și până acum. Să trăiți de mulți ani! Vă urăm toată dragostea noastră și de va fi cu putință de la Bun Dumnezeu să ne primită și nouă asupra noastră o parte din necazurile, din ispitele și greutățile care aveți în fiecare zi. La mulți ani să fiți! Pentru mine, Ginele este Simon din Cirene. El știe că duce crucea mai mult decât toți. Ginele, îți mulțumesc foarte mult! Să nu spuneți că sunt bani. Da. Deci eu... Vai de mine. Eu acum vă dați seama, să mi-e și direct aici. Deci oricum aș ruga să știți un lucru, că ofer acești bănuți de fiecare dată la biserici. Anul acesta Simeon are examenul și o să-i dau lui. Simeon, dacă ești aici, vine și primește darul din partea cărticioșilor. Vă mulțumim foarte, foarte mult și vă dorim multă sănătate. Eu l-aș invita pe domnul general, pentru că am un buchet de flori special pregătit. Preasfinția voastră, părinte, protopop, doctor Ioan Mărgăoan. Și am zis doctor pentru că asta arată și nivelul intelectual multilateral, academic, al celui pe care îl vedeți aici. Am venit o delegație din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor. Asociația Națională, reprezentată prin persoana mea, Asociația Județeană, filiala, adică Asociația Națională Filiala Bacău, reprezentată prin domnul Dănuț Voicu, domnul prim vicepreședinte și domnul Tone, și Asociația, sunt aici membri, Cultul Eroilor Mănăstirea Cașa. Părinte protopop, n-am să țin lumea, eu sunt obișnuit cu spichiuri lungi, de data asta am să fac o excepție. Vreau să condensez, în primul rând, să mulțumesc personal pentru faptul că ați fost alături de mine în ultimele tragedii din familia mea. Ați rămas pentru mine cel mai valoros prieten. Aici, în acest cadru,
nu mai rămâne decât să vă spun la mulți ani și de câte ori ne vedem, nu este numai relația dintre un enoriaș și un preot de rang înalt, ci este relația dintre doi prieteni adevărați care destinul a făcut să se întâlnească pe traiectul lor, pe timpul vieții și să constate reciproc că există între ei multe elemente comune, iar efortul acesta comun sper să fie îndreptat îndeosebi în demersul părintelui Protopop pentru educația, era să spun, generației tinere, dar am să generalizez, educația spirituală și patriotică din tot acest areal plin de istorie, plin de drame care s-au petrecut în primul război mondial și pe care părintele le ridică la nivelul cel mai înalt pentru ca toate generațiile să știe sacrificiul înaintașilor noștri pentru ca noi să fim astăzi prezenți. Am zis că generalizez pentru toate generațiile trăitoare astăzi, pentru că e prima dată când am văzut copilașii cei mai mici, deci venind în fața bisericii și până la cei mai vârstni. Toată admirația pentru cei doi părinți care l-au crescut pe acest om cu totul și cu totul deosebit. Îi dau cuvântul domnului Voicu, președintele filialului. Am avut emoții și îmi cer scuze. De regulă discursul meu e mai fluent, dar am avut mari emoții. Preacucerice, Părinte Protopop, preacucerici părinți, stimată doamnă primar, dragi prieteni, enoriași, simpatizați ai cultului eroilor. Am emoții firești, pentru, în primul rând, pentru un gest rar văzut în România de a respecta la nivelul văzut astăzi părinții și cei care au educat și ne-au educat. În Asociația Națională Cultul Eroilor, Regina Maria, în această zi de sărbătoare, a hotărât să acorde un pachet aniversar. Acest moment aniversar le oferă prilej de a reafirma întreaga noastră considerație pentru activitățile pastorale, sociale și culturale pe care le desfășurați, contribuind astfel la promovarea valorilor creștine în societatea românească. De asemenea, preacucenice Părinte Protopop, Ioan Bărgăoanu, vă adresăm cuvinte de recunoștință și apreciere pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor care s-au vestit pentru făptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Mulțumindu-vă pentru permanentul sprijin instituțional acordat asociației noastre și pentru relația strânsă construită de-a lungul timpului, care reprezintă un pilon fundamental al acestui parteneriat, suntem încrezători în dezvoltare și mai departe a acestei colaborări. Pentru mulți ani, pentru mulți și rodnici ani, preacucericia voastră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și pentru că eu și cu generalii țării suntem născuți pe 8 octombrie. Practic, mama mi-a zis că sunt pe 7, declarat pe 8. Ofer și noi, și noi din partea noastră, un buchet de flori domnului general, un simbol al recunoștinței noastre și un crin al bunei vestiri. E adevărat că sunt emoționat că este mama de față, că sunt toți cei care mă așteptam să nu să vină, dar cu siguranță sunt emoționat de fiecare dată când vă văd, domnule general. De ce? Pentru că dumneavoastră împreună ne-ați învățat și am făcut împreună proiectul centenar pe o perioadă foarte largă, iar astăzi este ziua eroului necunoscut, iar pentru noi toți mama este erou necunoscut din partea și din spatele nostru, care ne-a educat, ne-a cultivat tot ceea ce iubim în țara aceasta. Vă mulțumim tuturor și vă încredințăm de prețuirea noastră. Amin. La mulți ani, să fiți sănătoși. Acum că soția mea trebuie să o ocupe din curășitor la sfârșit și tuturor vă dăm anafră, un părinte o să vă miruiască,
Vă mulțumim foarte mult, a dat stranul să se crede o cântare foarte frumoasă. Un gel, mulțumesc, măsură.